Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vă spunem azi, vineri, 4 iulie 2014, la o nouă ediție a ceaiului de dimineață, Azi e ziua noastră națională a americanilor. <laughs> să le spunem la mulți ani, să le cântăm melodia lui Bruce Springsteen, Bonnie USA. Uh, suntem născuți, nu? Marea majoritate în USA, uh, statul, satul mare. <laughs> dragi telespectatori... Uh, dacă e să o luăm așa, să le spunem la mulți ani tuturor, americanilor domiciliați în județul Satu Mare sunt câțiva, nu sunt mulți, că nu suntem chiar atât de atractivi încât americanii să-și dorească să emigreze în România. Uh, se numește campioana democrației, se numește jandarmul mondial, se numește... Uh, cum se mai numește... Uh, cel mai democrat stat din lume și așa mai departe. Deși eu, dacă um, ar fi să fac o comparație, cred că cel mai democrat stat din lume e Olanda. E Olanda. Dar, pe partea cealaltă, ne aducem aminte de tradiție, de um, faptul că ei au, într-adevăr, toate premisele pentru a fi uh, numiți uh, campioni ai democrației. La ei a fost uh, investigat președintele Clinton, a fost luat la întrebări în momentul în care, în care s-a descoperit uh, relația lui cu domnișoara Monica Lewinsky. Da, a fost luat la întrebări. A ieșit în fața Congresului să dea cu subsemnatul? Da, a ieșit. La noi, nu că aș avea ceva neapărat cu ultimul nostru președinte. A fost vreun președinte în ultimii 24 de ani chemat să dea cu subsemnatul în fața Parlamentului. Eu nu mi-aduc aminte. S-ar putea să greșesc, dar nu mi-aduc aminte. Da, sunt multe, 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 multe motive care mă determină să cred că Statele Unite sunt cea mai democrată țară din lume. Dragi telespectatori, voi să le spunem încă o dată la mulți ani americanilor, îmi place la ei parada de 4 iulie. Și știți de ce? Pentru că îi vezi. Știi că sunt americani. Sunt foarte vizibili datorită faptului că își pictează steagul național și pe față. Datorită faptului că ies domnișoarele, doamnele și așa mai departe la plajă în bikini care e statul național american, este steagul Americii. La noi ați văzut așa ceva? Vă spun eu din start, nu. A văzut cineva vreun bikini național, roșu, galben și albastru? Nu la ei nu există americani un film american în care să nu vezi măcar odată pe fundal steagul cum fâlfuie e, nu neapărat acestea sunt uh, fazele prin care ei își arată patriotismul dar ei nu concep altfel, nici un film american, nici o fază uh, sunt mari patrioți și iată când țara le-o cere, se duc până în cele mai îndepărtate colțuri a planetei, tocmai pentru a reinstaura democrația. În numele libertății, deși am văzut o, o fază extraordinară care m-a pus pe gânduri, un documentar despre Maradona al altelor, seara la televiziunea română, că mi-a rămas V-am spus înainte că mă uit la televiziunea română o oră pe an. E, se pare că nu. M-am înșelat. Odată la patru ani mă uit la meciuri, nu? <laughs> mă uit la campionatul mondial. Mi-a rămas televizorul pe TVR1 și am văzut un documentar cu Maradona, care a spus un lucru extraordinar. A spus, uh, da, era un documentar realizat de celebrul Emil Custu Custurița. Și a spus de ce pe voi, sârbii, americanii v-au lăsat să vă omorâți între voi, n-au intervenit. M-am gândit eu, nu, 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 totuși americanii au intervenit, au fost niște bombardamente aeriene, dar n-au fost trupe la sol. -ă, și Emir Custurița l-a întrebat de ce? Pentru că voi nu aveți petrol. Răspunsul ăsta m-a devastat. Cum adică, frate, americanii intervin numai unde este petrol? Nu, n-au petrol nici în Afganistan, dar ce Dumnezeu au acolo, ceva au, nu știu ce au. A fost ă, extraordinar Maradona și a spus, a fost invitat în același timp în Cuba pentru un premiu, pentru o medalie, pentru întreaga lui activitate și în Statele Unite. A preferat să meargă în Cuba, unde a spus despre Fidel Castro un mare, mare om. Hmm. Uh, nu știu, percepția noastră despre Fidel Castro este alta. Dar, în fine, ne aducem aminte că CIA-ul a încercat să-l asasineze de peste 400 de ori. Uh, Serviciul lui de securitate a prezentat câteva prin, dintre metodele prin care CIA-ul a încercat să-l asasineze. Inclusiv a primit cadou o pereche de pantofi care erau dați cu o travă pe dinăuntru. Hmm. Cum și fi dat seama serviciului de securitate, nu știm, dar bănuim că analizează de 100 de ori tot ce vine din Statele Unite. Altfel nu, nu pot să-mi dau seama. Uh, Dragi telespectatori, uh, o să sărbătorim astăzi cu chewing gum, uh, hamburger, hot dog. <laughs> da, e, ce uitasem? Coca-Cola, whisky, uh, McDonald's, KFC, ce mai? Uh, Valentine's Day și Halloween și era să uit Thanksgiving Day. Americanii au niște sărbători care sunt sfinte. Se pare că la noi sărbătorile nu sunt sfinte decât dacă sunt legate strict de sfinți. De ce? Pentru că milioane de români au fiecare numele unui sfânt. Lucru care la americani nu se prea întâmplă, dar în fine. Uh, Ba da, se întâmplă cu americanii de origine irlandeză. Când e Sfântul Patrick, sărbătorește 35% din America. <laughs> Cam foarte mulți americani de origine irlandeză și ei nu și-au uitat originile, rădăcinile. Un lucru frumos din partea lor, nu? În 1960 a fost inaugurat noul steag american pe 4 iulie, în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat american. A, a, în august 1959. Da, partea cea mai frumoasă, știți care este, nu? Aia. Partea cea mai frumoasă e filmulețul ăla cu Stan și Blan când se duc în Hawaii și le cânta pe uh, fundal. Le cânta pe fundal. Honolulu baby, what you gonna do? Și uh, erau filmați. Și filmul s-a dat în ceva cinematografie. Ei au fost filmați din greșeală, plimbându-se pe, pe, străzile din Honolulu, în Hawaii, și soțiile lor erau la filmul respectiv în sală și când i-au văzut pe ăștia au zis, a, dă, -ok da, 1776 a fost pe 4 iulie adoptat documentul numit Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. Există acum un film serial, <coughs> protagonistul fiind primul spion al Statelor Unite, cel care a luptat. Uh, pentru trupele continentale pentru Congresul Continental pentru trupele Statelor Unite sub directa comanda generalului George Washington și bineînțeles împotriva englezilor titlul acestui serial este Turn, un serial extraordinar cu inclusiv instructajul uh, foarte interesant care i s-a făcut primului uh, spion american încodarea criptarea mesajelor pe care le trimitea e deosebit de interesant, deși metodele de atunci erau, mai, bineînțeles, mai rudimentare, mai empirice. Totuși, succesul reportat de americani se datora de fiecare dată în mare parte datorită informațiilor transmise de acest spion care avea acces la informațiile deținute de britanici. Da, ce mai avem? să vedem cine s-a născut pe 4 iulie. 1910, Gloria Stewart, actrița americană decedată în 2010. 1911, Victor Nadolski, astronom român. 1923, Haralamb Zincă, pseudonimul literar al lui Harry Isaac Zimmerman, scriitor român decedat în 2008. Da, scriitor român de romane polițiste. 1927, Gina Lollobrigida, actriță italiană, da, una dintre cele mai frumoase actrițe ale secolului trecut. Numele ei poate fi pus în galeria de aur ale actrițelor frumoase, alături de Brigitte Bardot, Sofia Loren, Claudia Cardinale și așa mai departe. Uh, 194 1948, Claudine Bertrand, scriitoare canadiană, 1952, Vladimir Tismăneanu, un politolog român. Da, îl știm, nu? Dumnealui a scris Cartea Neagră a Comunismului sau ceva de genul ăsta, nu mai știu bine. 1960, Cristina Țopescu, editor și prezentator de televiziune. Uh, fica celebrului uh, și consider că a fost și încă este, pentru că nu e egalat, cel mai bun prezentator de televiziune cranic pe care l-a avut vreodată în România. Sărbători ziua independenței statele unite ale Americii. Da, ziua independenței. Cunoscută ca și 4 iulie, sărbătoare federală în statele unite care comemorează adoptarea declarației de independență de pe 4 iulie 1776, în care a fost declarată independența, față de Regatul Marii Britanii. Ziua independenței este deseori asociată cu focuri de artificii, parade și evenimente private care sărbătoresc istoria, guvernul și tradiția Statelor Unite. Ziua independenței este Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii. Uh, da. Visul meu să fac un, un ceai de dimineață în direct pe 4 iulie, din Statele Unite. Mi-aș dori foarte mult să transmitem un ceai de dimineață din Washington anul viitor, de exemplu. Deși n-am speranța că vor ridica vizele pentru români, pentru că la secunda 2 sunt în Statele Unite. Nici nu stau pe gânduri cum ne-au ridicat viza, cum am luat camere și viteză în America. Nu. De ce? Pentru că mi-am dorit foarte mult să văd marele canion, să văd cascada Niagara, să văd uh, un studio de la de exemplu paramount nu? De, de la Hollywood și ei nu mă lasă ei nu mă lasă, noi suntem aliații tradiționali și avem nevoie de vize ca să vedem America bunicii mei amândoi au murit așteptând să vină americanii, iar când au venit ne-au dezamăgit că ei vin dar pe noi nu ne lasă să mergem din păcate. <laughs> și <laughs> nu, nici nu i-am mai condamnat pe românii români care și-au luat uh, pașapoarte ungurești, cetățenie, toate alea, sperând că uh, cu pașaportul respectiv vor reuși să ajungă în America. Eu încă n-am văzut niciunul. dacă, dacă dumneavoastră aflați de așa ceva puteți să mă anunțați și pe mine să, să fiu sigur că reușești totuși să ajungi cu cetățenia maghiară cu pașaportul unguresc în America așa cum vă spuneam n-am văzut niciun încă bun, chiar am vorbit cu prieteni maghiar, băi, dar zic, cum primesc românii români care nici nu știu maghiara au învățat pădăros jurământul ăla cum primesc ăștia cetățenia. Și a spus că deja e un business. Deja este un business și la unguri. S-au îmbogățit câțiva, cei la stac pentru că își iau și ei dreptul și probabil ca la ucraineni, că ați auzit probabil și dumneavoastră acum după căderea uh, vechiului regim ucrainean, că banii se colectau în vamă, dar o mică parte rămânea la ei. Restul mergea mai sus, cum cânta WhatsApp. Sus, sus, tot mai sus. Da? Probabil așa se întâmplă și la, la, maghiari. Și unii chiar ar fi foarte dezamăgiți să afle cât de sus ajung banii respectiv, bani luați de la români pentru cetățenie. Mm? Ar fi bine să știm și asta. Dar deocamdată, deocamdată nu. Până când va izbucni un, un scandal ăsta internațional, că le va fi... Când încep scandalul astea, când sunt prea mulți și e prea mică felia, de obicei. Când unul doi, trei pică pe din afară și încep să vorbească. Despre asta e vorba. În orice țară, ăsta e motivul de la care începe scandalul pe caz de corupție. Câți bani ia Mihai Petre după plecarea de la ProTV? A, nu... Mă... Chiar nu mă interesează câți bani ia Mihai Petre după plecarea de la ProTV. Nu mă interesează. Știu doar că au plecat majoritatea celor care ne-au încântat ani de zile cu cronica cârcotașilor, l-au lăsat, lăsat, în aer pe huidu și găinușă și codrus și alias dezbrăcatul și mistrețul și așa, așa, aproape toată echipa a plecat. Unde nu știm, o să vedem pe parcurs ce se întâmplă acolo, dar nu se mai înțelegeau, prieteni buni. Cuidu și Găinușo, o pereche ca și Lolec și Bolec, Stan și Bran, nu? Dintr-o dată, zac-pac, se finis, s-a terminat. Codrus Chegeș, care e de mulți, mulți ani acolo, alias dezbrăcatul. îmi pare rău. Dar asta este viața, când nu e loc de alăturare, nu? Când nu e loc de alăturare, să ne despărțim cu fruntea sus, dragi telespectatori, cam așa sună varianta oficială legală. Da, umilință totală pentru Radu Banciu. Antena Grup, Antena 2 s și Antena 3 au câștigat un proces intentat pe un TV și lui Radu Banciu. Instanța îi obligă pe cei doi să plătească câte 50 de lei și să-și exprime scuze publice, scrie pagina de media. Uh de menționat că decizia aparține judecătoriei sectorului 1 poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare. Obligă părâții la plata în solidară a câte 50 de lei foarte puțin. În locul antenelor le ceream bani serioși. că către fiecare dintre reclamantele cu titlul de despăgubiri pentru prejudiciu moral produs reclamantelor, și la exprimarea de scuze în public față de reclamante în cadrul emisiunii Lumea lui Banciu, difuzată de postul de televiziune B1 TV în decizia instanței. Asta e mult mai grav decât dacă l-ar dea la bani, să-și ceară uh, scuze în emisiune. Hu, uh, uh, hu, uh. hu. Adică zici tu așa și așa și așa de antene și pomă ne cerem scuze antenelor pentru că am greșit, am jignit, am reclamat, am deranjat pe nedrept. <laughs> Băiatul ăsta este un negativist, nativ, din naștere. Unii îl înjură, nu e de înjurat, e de compătimit omul pentru că nu poți să-i zici altfel unuia care spune Simona Halep, cine e și asta? <laughs> Cum adică cine e? Simona Halep? Și, bineînțeles, urmează inevitabilul ce, replica lui pe care, inevitabila replică pe care a spus-o și în cadrul Mădălinei, în cazul Mădălinei Genea e nimeni. Bun, și atunci stai să te gândești, oare cine o fi totuși cineva pentru Radu Banciu? Daniela Crudu? Bianca Drăgușanu? Cine? Simona Trașc? Andreea... nu, 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 mă opresc, gata, numai. Dragi telespectatori, sunt 9 grade Celsius în acest moment la satul mare. God bless America! Avem cer din plin 27 de grade Celsius, maxima 13 grade minima. Și pentru că sărbătoarea în Statele Unite continuă și mâine, avem și mâine Cersenin la satul mare. Da? Sâmbătă 5 iulie, cer senin 30 de grade Celsius, maxima 16 grade minima. Duminică 6 iulie, cer parțial noros, 32 de grade Celsius, maxima 17 grade minima. Da, de seară voi fi prezent la o zi de naștere, dar mâine, mâine după masă, la campionatul mondial al jocurilor scoțiene organizat în Aquastar, satul mare, vor fi prezenți Concurență din 11 țări, dragi spectatori, inclusiv din Statele Unite ale Americii, din Scoția, din Islanda, din Ucraina, din Polonia, din 11 țări, ce mai, ce mai, ce mai, cei. O să vedeți acolo niște oameni scoși parcă din filme. Niște oameni care reușesc să facă imposibilul. Proba pe care o consider cea mai dificilă este aruncarea stâlpului de telegraf. Adică iau un stil de telegraf și trebuie să ai și o tehnică pentru că trebuie să fie aruncat peste cap. Deci să se și învârtă în aer, să zboare și cât mai departe. Și uh, niște probe incredibile. Dar și uh, corteanul Corteanu mi-a povestit despre fazele astea. Ba mai mult, toți vor fi îmbrăcați în chilturi. Tradiționalele fuste scoțiene. Și eu, ca să fiu pe deplin lămurit, i-am întrebat, da, băi, sutiene, nu vă dau, pantofi cu tocuri, ceva acolo. <gântu -i> și a început și să râdă, pentru că are simțul umorului, nu s-a supărat și a hai mă, las cu sutienele și cu sandale cu tocuri. <gântu -i> da. Duminică 6, uh, sâmbătă seara, voi fi prezent uh, la invitația primarului Ortur Pirici, cred că se numește la ziua orașului Livada mi-a plăcut orașul Livada întotdeauna era înainte comună e curat, e cu oameni gospodari, harnici și voi participa sâmbătă seara, iar duminică la finală, la cea de-a doua parte a jocurilor a Campionatului Mondial a Jocurilor Scoțiene, tot în calitate de prezentator. Va fi show ce mai. Uh... Să și vedem niște amănunte. Așa. Greu, 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 greu cu scrisul ăsta dimineața. Zilele orașului Livada. Asta este. Să vă dăm niște detalii. Distracție în weekend la zilele orașului Livada. Locuitorii orașului Livada, alături de invitații lor, vor avea posibilitatea să se distreze de zilele orașului Livada, ale căror manifestări vor avea loc. Așa, în acest weekend Vor debuta sâmbătă 5 iulie de la ora 19 Cu un recital susținut de ansamblu folcloric Poenița din Zalău La scena amplasată pe terenul de sport Iar de, de la ora 20 trupa locală Alter Ego Va susține un concert pentru livezeni Ziua de sâmbătă se încheie cu discotecă în aer liber, protagonist fiind DJ Gabi. Tot sâmbătă va fi organizat concursul de bograș, concursul de tras cu frânghia, concursul strongman, precum și un concurs de frumusețe pentru casnice. În ceea ce privește concursul de frumusețe pentru ediția din acest an, le-am schimbat puțin astfel că pe lângă tinerele frumoase ale orașului Livada va fi organizat și un concurs pentru a desemna cea mai frumoasă casnică din oraș. Evident, la acest concurs nu va mai exista proba de costum de baie, a mai afirmat primarul orașului Livada, Pirici, Pirici Artur. Da. Domnul Artur, am vorbit cu dumnealui personal, un domn și jumătate. Se exprimă foarte frumos, m-a invitat, îi mulțumesc pentru asta și voi merge chiar mai repede pentru a intra în atmosferă, ca să simt că e sărbătoare. Că știți cum este, de fiecare dată când întârzii la o petrecere, îți ia puțin timp ca să intri în atmosferă. Și cum nu pot să fiu prezent chiar de la, nu știu, ora 15-16, la cât începe, voi merge totuși cu ceva mai repede ca să intru în atmosferă. Am fost întrebat dacă am fost invitat și la nu știu ce comună. Și nu, nu m-a contactat nimeni, sunt zvonuri, eu n-am fost chemat. Și cum vă spuneam, eu nu mă bag în seamă nicăieri, nu mă duc de capul meu să mă ofer, haideți că vin să vă fac, nu sunt măgărușul din șrec, să tot, aici sunt vin eu, aici sunt aici -s, nu. nu. Dar unde sunt chemat în proporție de 99%, răspunsul meu este da. Bine, vom trece la revista presei după pauza publicitară, pentru că e momentul să dăm publicitate, știri, videoclip, ne întoarcem după și continuăm cu revista presei. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Azi, 4 iulie, de ziua noastră națională a americanilor. La mulți în tuturor americanilor din satul mare. Continuăm revista presei, dragi telespectatori. Avem amândouă cotidienele locale. Gazeta de Nordvest, informația zile începem în revista presei cu Gazeta de Nordvest care titrează acțiuni de amploare împotriva hoților din cartiere. În cartiere. Păi... Am aflat că săptămâna trecută i-au spart unui cunoscut locuința. Culmea că era plecat la țară. Deci, i știu programul. Asta ce înseamnă? Că sunt infractorii, sunt din zonă. Din moment ce vin, exact în momentul în care nu ești tu acasă, ori vin la pont, ori ai fost supravegheat. N-au găsit nimic pentru că omul a avut grijă. În consecință, iau au cam spart degeaba casa, au dus mărunțișuri. Da? Dar nu e plăcut să vii acasă să-ți găsești ușa deschisă. De aceea, pentru ăștia, n-aș avea nicio milă. Aș înspri pedepsele. Vă spun sincer. <coughs> Sădmărenii nu mai au ce amaneta. Primăria Satu Mare are organigramă și stat de funcții noi. Editorialul este semnat de Grigore Cartianu. Atenție la Franța. Păi ce v-am spus eu când îi mulțumesc din suflet domnului Antrenor Pițurcă pentru rezultatele deosebite care ne-au privat de bucuria asta măruntă. Ce-a vrut poporul din Roma Antică încoace pâine și circ. E! Eh. Dumnealui ne-a cam privat de circ. Circul e acum foarte mărunt pentru că îl fac vedetele astea autohtone de ferentari, de dorobanți, de așa mai departe, care deja nu mai prea sunt băgate în seamă că s-a plictisit lumea de ele. Dar circul circ ar fi fost participarea selecționatei naționale a României la campionatul mondial. Ne-a privat de asta. Să fie numele veșnic pomenit domnului antrenor Pițurcă, cu mulțumiri speciale și lunașul Mircea Sandu, care a pus bun antrenor în fruntea naționalei României și mă uit așa, știți cum exact ca și copilul flămând păstă gard, copilul săracului, când se uită la copilul bogatului păstă gard și îl vede pe că mâncă ciocolată și tu n-ai nici măcar un ambalaj de ciocolată în mână. Frustrarea imensă, deci nu se poate descrie în cuvinte. Mă uit la bucuria altor zeci, sute de mii milioane de telespectatori ale altei națiuni, pentru că uh, mi-au otrăvit sufletul ăștia de la televiziune. În momentul în care o națiune câștigă, ei arătau ce se întâmplă în capitala națiunii respective, cum ieșa lumea în stradă și se bucura. Ei, pe noi ne-au privat de bucuria asta. Că în România, dacă avea un antrenor bun, făcea praf și pulbere, multe selecționate acolo. Da? Na. Și normal, frustrarea mea e, e imensă și cred că și a multora dintre telespectatori. Unii s-au obișnuit cu ideea. Atât e valoarea noastră, atât putem, atât nu știu ce. Nu, avem jucători foarte buni. Dar aveau nevoie și de un antrenor, nu? Din păcate asta este România. Locul unde nu contează competența, contează pe cine cunoști. Păi cine cunoște-ne? Păi cine ai acolo să te bage pe felie? Uh, și am spus în momentul respectiv că n-am cu cine să țin. Nu pot să țin cu Ucraina, cu Ungaria, cu Serbia sau cu Bulgaria. Dar pot să țin cu țările în care e o parte a familiei mele. Cu Italia sau cu Franța. Cu astea două țări a ținut. Cu Italia picat afară e și normal că țin mai departe cu Franța o țară care mi-a plăcut foarte mult. În Paris m-am simțit ca și acasă. De parcă m-aș fi născut acolo. În Germania nu m-am simțit ca acasă, vă spun sincer. Dar în Paris m-am simțit ca și acasă. În Bergamo, în Milano, la fel. M-am simțit ca și acasă. Dar <coughs> să fie originea latină, nu știu. Să fi avut un feeling de deja vu. L-am avut și pe ăsta. Da, o să vă povestesc asta cu altă ocazie. Acum, dragi telespectatori, să continuăm. Anvis Rom s-a mutat în casă nouă. Decizie, zilele care nu vor fi organizate în acest an. Campionatul Mondial de Jocuri Scoțiene, invitație la spectacol. Invitat la ceaiul de dimineață, Alexandru Cortean a mai lansat odată invitația la un eveniment în premieră la Satu Mare și în România. Sâmbătă și duminică, în incinta Aqua Parcului, are loc campionatul mondial de jocuri scoțiene. Această competiție presupune ridicarea, mutarea și jonglarea cu diferite obiecte de greutăți impresionante și au anunțat prezența concurenți din 10 țări. România, Ungaria, Serbia, Scoția, Olanda, Polonia, Statele Unite ale Americii, Croația, Finlanda, Germania și Ucraina. Șonii uh, Cortean va fi reprezentantul României. Dar e bine că se mai întâmplă ceva și la noi. Măcar așa reu reușim să mai punem dată odată sădmarul pe hartă. Că uită uh, alte zone ale țării de noi, de ce? Eu îi aud spunându-ne că noi suntem rămași în urmă pe cei care uh, trec prin satul mare. Nu contestă. De ce? Că n-am avut timp să trec prea des prin alte zone, dar dacă ei spun că așa e, înseamnă că așa este. Sperăm ca uh, primăria și Consiliul Județean să mai reducă din handicap sau să ne ridice și pe noi, măcar la nivelul la care sunt alte județe ale țării. Am un prieten bun care are lucrări în cu vâlcea Și mi-a spus Gabi, când am ajuns prima dată acolo, am crezut că sunt în altă țară Eh? Zic, cum adică, așa de nașpa e? Nu nașpa, mă, e frumos, e pus la punct Alei curate, verdeață, flori peste tot Lume civilizată Peste tot coșuri de gunoi, nu vezi? Gunoaie, mizerie, aruncate pe jos Bun, probabil mulți din cu Vâlcea au mai lucrat pe afară și s-au civilizat. La noi, dacă vă, să, dacă vă duc să, dacă să vedeți cum, cum arată parcul din imediata mea apropiere, unde domiciliez eu un micro 16, cum arată parcul ăla uh, luni dimineața, azi vine să plânge. Îți vine să plângi. Deși e full, ultra dotat, cu coșuri de gunoi, se pare că unii nu pot să renunțe la vechile metehne și aruncă peste tot ambalajele. Lui vin băieții de la o firmă care întreține parcul, păi au, au ce curăța, au de lucru. Au de lucru la modul cel mai serios, pentru că nesimțiții se mulțesc. Așa, sădmărenii nu mai au ce amaneta din cauza crizei din ultimii ani. Majoritatea sădmărenilor sărași au pierdut bijuteriile de familie pe care le-au amanetat. Da, e un adevărul curat, 100% 100% La casele de amanet Dacă stai în față nu intră nimeni Poți să stai o oră, nu intră nimeni într-o oră Dacă intră câțiva oameni într-o zi Vor da faliment și astea până la urmă Acțiuni de amploare împotriva hoților în cartiere Polițiștii sădmăreni Au identificat 10 persoane Bănuite care ar fi comis infracțiuni de furt Angajați inspectoratului județean De poliție satul mare Au organizat miercuri pe raza municipiului și județului Satu Mare, acțiuni pentru prevenirea infracțiunilor de furt și pentru depistarea persoanelor care ar fi comis acest gen de fapte. Activitatea continuă a oamenilor legii a fost încununată de succes ieri când au fost prinse 10 persoane care ar fi comis infracțiuni de furt. Astfel, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au acționat pe raza cartierelor din municipiul sedință de Județ pentru prevenirea infracțiunilor de furt, având ca mod de operare pătrunderea pe geamul lăsat deschis la apartament de la parte blocului Eliberat din penitenciar, reîncarcerat după câteva zile. În cadrul acțiunii a fost identificat și prins un tânăr de 19 ani, cunoscut cu antecedente penale, care în urmă cu 10 zile a fost eliberat din penitenciare, unde și-a ieșit pășit pedeapsa pentru alte fapte. Iar din momentul în care a fost eliberat până ieri noaptea, când a fost prins, ar fi comis 6 infracțiuni de furt în cartierele Micro 16, Micro 17 și pas 2. Modul de operare utilizat era pătrunderea în apartamente pe geamurile lăsate deschise, iar după pătrunderea în locuințe, sustrăgea bunuri electronice și obiecte de valoare care erau la vedere. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria. Satu mare cu propunerile legale. Furturi în serie în zona petrești. Polițiștii secției Petrești au acționat pe aceeași linie, dar cu moduri diferite de operare. În acest context au reușit identificarea 5 persoane, dintre care doi minori care ar fi comis 9 infracțiuni de furt. Patru dintre aceste persoane sunt din localitatea Irina, iar una din localitatea Vezendiu. Este vorba despre persoane de sex masculin. În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au stabilit activitatea infracțională a acestora. Astfel, Atila B ar fi comis în perioada octombrie E 2013, iunie 2014, un număr de șase infracțiuni de furt din locuințe și anexe. Cinci fapte ar fi comise ar fi fost comise pe raza localității Irina și una în portița la patru dintre ele a acționat singur având moduri de operare diferite, din printre care escaladare și efracție, iar la celelalte două a acționat împreună cu Mihai B. MIFAI B ar fi comis în perioada noiembrie 2013-aprilie 2014 un număr de patru infracțiuni de furt, două împreună cu Otilo B și una împreună cu Robi B, iar una împreună cu cei doi minori de 17 și 15 ani. Toate faptele ar fi fost comise pe raza localității Irina. Aceștia au sustras diverse bunuri cauzând un prejudiciu de 5600 de lei, o parte dintre acestea fiind uh, recuperate până în acest moment. Cei doi minori sunt cercetați în stare de libertate. Robi B. este cercetat în stare de reținere, pentru că la începutul acestui an a fost depus în penitenciarul satul Mare, având de executat o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru furt calificat, iar ceilalți doi au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria satul mare pentru alea măsurilor legale. Acțiuni și la Tășnad și Dorolț. La Tășnad polițiștii compartimentului de investigații criminale au depistat în flagrant un tășnădean în vârstă de 51 de ani care transporta două uși metalice pe care le-ar fi sustras în zona strandului termal, uși care ar fi fost dislocate cu un levier găsit asupra bărbatului. Bărbatul este cercetat în stare de libertate, oamenii legii efectuând cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale a acestuia. Polițiștii din Dorot s-au depistat în cadrul acțiunii desfășurate pe raza localității doi tineri care ar fi comis infracțiuni de furt. Bobby B. ar fi sustras din incinta unei societăți comerciale de pe raza localității Bunuri în valoare de 800 de lei, iar tânărul de 18 ani ar fi sustras în timpul nopții dintr-o gospodărie, din localitate, animale de curte. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate. Da, animale de curte, la asta îi spune în maghiară circa Fogou. Atât la Tășnat cât și la Dorolț, oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul comiterei infracțiunii de furt calificate. Forturile depuse de către polițiști. Pentru a crea un climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor, nu sunt zadarnice identificarea și prinderea celor care se fac responsabili de comiterea unor astfel de infracțiuni, cât și de prevenirea unor astfel de fapte, sunt elemente care primează munca polițiștilor. Se arată într-un comunicat de presă remis de către Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare. Concurs de proiecte antidrog la Satu Mare. Faza județeană a concursului național de proiecte antidrog împreună s-a desfășurat ieri în sala mică de ședință a Consiliului Județean Satu Mare. La acest concurs au participat echipajul de la Liceul Tehnologic din Tășnad, coordonat de profesor Crina Oros și echipajul Colegiului Național Mihai Eminescu, coordonat de profesor Marius Horsia. În urma tragerii la sorți, echipajul de la Liceul Tehnologic din Tășnad a prezentat primul în fața jurului în PowerPoint proiectul intitulat Viața fără pater. Iar echipajul Colegiului Național Mihai Eminescu a prezentat proiectul Zâmbește, Visează, Trăiește. Ambele proiecte prezentate de cele două echipaje au relevat, în esență, efectele nefaste ale drogurilor, drogurilor asupra tinerilor, adulților, prin filmulețe, fotografii, cliente, spoturi publicitare, sondaje de opinie, albume de grafică, povești despre persoanele care s-au drogat și apariții în emisiuni televizate. Așa, voluntari belgini la negrește oași, ceremonie de hirotonire la Catedrala Romano-Catolică. Primăria Satul Mare are o organigramă și stat de funcții noi. Anvis Rom s-a mutat în casă nouă, firma specializată în sisteme antivibrații din domeniul Automotive și-a deschis ieri în mod oficial noua locație de producție aflată în Parcul Industrial Sud Păi ne bucurăm de fiecare dată când vin investitori și mai sunt locuri în Parcul Industrial Sud Vă recomand uh, articolul de la pagina nouă uh, semnat de colegul nostru Florin Mureșan Mondialul din fața televizorului Așa uh. o să-l lăsăm pe domnul Florin Mureșan să ne povestească despre asta campionatul mondial de jocuri scoțiene invitație la spectacol articol semnat de Daniel Chiorean foarte tare și-l avem aici pe Șoni Cortean ridicând dita mai Bușteanu. e, e incredibil deci când vezi ce greutăți ridică băieții ăștia te întreb ce mănâncă domnule de, de unde pot să ducă atâta Bun, altă poveste frumoasă, dacă tot v-am zis una pozitivă cu poliția, să vă zic și alta. A, nu e poliția să-ți măreană, ei sunt băieți de treabă, sunt băieți faini, sunt băieți ok. Poliția de București. Au citit trei, au citit o hârtie și au înțeles ce au vrut ei. Adică îmi pun uh, serioase semne de întrebare asupra capacității polițiștilor de a asimila hârtiile care le vin de la DNA. Nu știu ce și-au închipuit, dar au fost parcă bătuți în cap. În loc să-l ducă la închisoare, polițiștii au dat drumul. <laughs> Nici lui nu i-a venit să creadă. La scurt timp, după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare, polițiștii l-au anunțat pe interlopul Adrian Botez să-și strângă lucrurile și să plece acasă. Trei ani de zile s-au chinuit polițiști să pună mâna pe Adrian Botez, zis unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Neamț. Era căutat în toată țara pentru că în februarie 2011 a pus la cale lichidarea lui Dumitru Puiu Mironescu, un alt interlop din județ. Atunci Mironescu și-a văzut moartea cu ochii după ce a fost atacat în zona barierei CFR de la Lilieci Bacău de mai multe persoane care l-au lovit cu bâtele. Botez a ajuns după gratii la sfârșitul lunii mai 2014, însă nu a stat prea mult. În noaptea de luni spre marți, trei polițiști de la restul Poliției Capitalei au făcut surpriza vieții lui. L-au trezit din somn și au deschis larg ușile închisorii. În noaptea respectivă la arest a venit decizia de în altea curte de casație și justiție, în care se arăta că Adrian Botez trebuie să-i spășească 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor. În loc să-l trimită la penitenciar, agenții au interpretat greșit documentul și au crezut că Botez trebuie pus în libertate imediat. Când și-au dat seama ce au făcut însă era prea târziu. Adrian Botez a profitat din plin de gafa polițiștilor și era deja departe. Se pare că el ar fi plecat din țară. Imediat după miraculoasa eliberare El este acum din nou căutat pe numele său Fiind emis un mandat internațional Polițiștii riscă pușcăria Cei trei agenți de la arestul poliției capitale Sunt cercetați acum pentru neglijență în serviciu Cei trei riscă să ajungă după gratii în locul interlopului Întrucât nu au fost în stare Să înțeleagă ce scria în decizia în alte curs de casație și justiție Dă-le, doamne, minte cap au. Minte, le mai trebuie. Deci le vine hârtia. Că urmează să facă 12 ani pușcărie și ăștia înțeleagă, înțeleg toți că trebuie să-i dea drumul. Scoală gay sau pișto liber, domnul Adrian. Ce să mai zici când, când auzi de, de astea? Că eu nu, nu mai pot să zic nimic, am rămas cu ura căscată. Da. Decizie bomba procurorilor, avocatul Abraham Denea a respins audierea lui Traian Băsescu. Scurt, ca martorul în procesul fratelui său. Atât. Păi ați văzut? De ce spuneam că America e mai democrată? În America, președintele Clinton, în exercițiu fiind, a fost audiat. A fost audiat, s-a dus la audiere, n-a avut de ăsta. În Franța, Monsieur Sarkozy, audiat, reținut, arestat, încarcerat. La noi, mai stai, nene, stai puțin, dar ce vrei să faci? Ai nebunit? Chiar cu președintele vă puneți, a? Ați văzut de ce am spus că America e țara cea mai democrată din lume? Franța la fel ne dă lecții de democrație? La noi? Nu. No. Suntem în mult iubita și frumoasa Românie. Luăm pauza publicitară, ne întoarcem cu invitatul zilei. Bună dimineața, vă spunem încă o dată, îmi am uitat să-mi pornesc microfonul. Uh, A susit invitatul nostru, un vechi prieten, uh, de aceea nu voi fi, nu, nu o să le iau cu dumneavoastră. Vom fi la pertu. Bună dimineața, îi spunem domnului Ovidiu Igna de la Royal Dance Club. Ce faci, Ovidiu? Cum ești? Bună dimineața. Bine, Bine, venit. Da, bun cim. Ovi, cu lucru, voi, vacanță, voi. cu muncă. Voi combinați vacanța cu munca, utilul cu plăcutul. Da. Cred că ați avut un an record în, în rezultate, medalii, cupe la diverse concursuri, campionate, competiții. Da, într adevăr la Satu Mare s-a terminat sezonul de competițional de primăvară cu acel concurs care acum o lună a fost la Satu Mare și am intrat în vacanță, dar am și început deja munca. Am avut săptămâna asta un cantonament cu grupa de pitici, performanță, cum se spune, de la. Noi las să se răcească. Nu, <laughs> nu, avem, <laughs> două, luni. avem două luni în care trebuie să ne pregătim, că în septembrie 6 deja avem concurs, deja începem sezonul de toamnă. Serios? Așa că avem două luni în care ne pregătim. Este cantonamentul acesta care am avut acum cu cei mici. Mâine avem, bine, de la. Timișoara, o pereche, în locul 5 mondial la secțiunea latină cu care o să avem un weekend, un seminar cu antrenorul lor de la Timișoara, cu grupa de performanță cu cei mari. Extraordinar! Și în 21 plecăm la Moneasa cu Marius și Cotlile, în cantonament, județuarat, unde am mai fost de vreo 5 ori până acum, deci... Da. N-am mai fost de vreo 4 ani, dar acum iară încercăm puțin să, să intrăm mai... La Moneasa nu înțeles că e foarte bun aerul acolo, e o negativă foarte Foarte, foarte mare. Deci e printre stațiunile cele mai frumoase din țară. Eu de mic am fost cu părinții și m-au dus în această stațiune când am fost și mic și de atunci uite, am... Și s-a dezvoltat zona, e ok, că majoritatea stațiunilor românești sunt prăbușite. Foarte, foarte mult. Deci sunt niște pensiuni și este un strand cu apă termominerală care a fost refăcut complex și... Instalat din toate punctele de vedere Deci e foarte A, foarte ah, înseamnă okay. că o să mergem și la baie, nu? Noi avem în tabăra în care vom Vom fi cazați, Unde avem și sala de dans Avem piscină Avem deci teren de fotbal Avem de basket, de tenis ah, de câmp okay. Deci e, e dotat Din toate punctele Deci avem toate condițiile ca să nu trească să mergem Să ieșim din tabără Deci noi putem să ne antrenăm De dimineață până seara în acele cinci zile în care vom vom fi la mâna sa. că sunt condiții foarte bune. Da, sunt condiții foarte bune, deci am mai fost și știm unde mergem, de aceea tradiția încercăm să-l menținem, să nu schimbăm. Deci ne place, deci am da. fost de mai multe ori. Um, o video care e după cantonament primul concurs, prima competiție la care veți participa. Că-ți-ai făcut deja calendarul e, competițional, e, sunt sigur. Pe că acum, făcut cel mai agenda. important urmează Cupa României de la București, care va fi în octombrie, dar în septembrie deja o să avem concursuri la Baia Mare, avem la Oradea, deci unde începem să intrăm în rit până la Cupa României de la București, să încercăm să mergem iară cu 3-4 perechi, să încercăm să prindem iar acolo finală primele 10 locuri să fim iară cât mai da, aproape. Am auzit că l-ați avut și pe Mihai Petre. Da, într-adevăr, și perechea asta care vine mâine, au fost da. anul trecut finaliști la România au talent, au fost, în, au fost în finală, dacă pe Andra și, și Miculescu, dacă o, îl știu și foarte mulți telespectatori, într-adevăr a fost și Mihai, s-a simțit foarte bine, a zis că anul viitor vine iară la concurs la Satul Mare, dacă îl invităm. Extraordinar. Și cum s-a comportat Mihai, Petre? Păi eu zic că e ok, ca om sau aceea severitate pe care o are la televiziune? Păi acum, eu cum am observat și noi îl știm de foarte mulți ani și este un coleg de al nostru în care orice putem discuta și nu. Deci eu zic că nu i s-a urcat la cap uh, acest deci vedetă, ca vedetă să nu mai poți să te apropii de el. De acum a observat, a făcut toată lumea poze, a dat autografe la toată lumea, deci nu s-a deci tras. Nu s-a tras, deci oricine a dorit în, și, și, în, timpul arbitrajului când a fost concursul, a mers și repede, a făcut poză, deci nu, nu, nu s-a tras de la, de la poze și de la autografe, deci a fost chiar foarte deschis din acest punct de vedere. Eu zic că Cine a dorit a putut să facă poză cu el. Extraordinar. Așa, da, și a dat și autografi, așa e? Da. Păi da. înseamnă că e băiat ok. Da, eu zic că da. Acum lumea știe mai bine cel care, cei care au dorit și care stau să spună, într-adevăr, dacă. Da, eu zic că n-a fost problema din acest punct de vedere. Da. Uh, cum se comportă elevii tăi în perioada vacanței? Acum, uh, ați lăsat puțin a slăbit, dar nu de tot motoarele. Nu, au fost acum și niște examene, au fost da. capacitatea, Capacitate, am avut, am avut copii care au dat capacitatea cu note foarte mari, chiar doi copii dintre acești 10 care au luat nota maximă 10, avem și noi la, la dans două fete din aceste zece 10, 10 copii care au luat 10 la capacitate. Deci sunt copii foarte buni, învață foarte bine dansul educa, deci din toate punctele de vedere, eu zic că îi ajută foarte mult. Sunt copii care dansează de 7, 8, 9 ani, deci efectiv cresc cu noi. Extraordinar. De la 6 ani, 5 ani, mai ales acum avem și de la 3 ani, am spus cu acea da. grupă a lui Judit. Da, 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 care da. a fost și a fost un concurs cu de dans aici la Casa de Cultură acum de vreo două săptămâni cu grupa de pitici. S-au comportat chiar foarte bine. Deci, viitorul este asigurat. Acum depinde și de noi, și de părinți, și de, 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 bineînțeles, de multe lucruri. Care sperăm, ca peste 10 ani aici cu tine, să spun iară că din acea grupă sunt copii care fac performanță și cu rezultate foarte bune, și la învățătură, și la Dan, și la, la toate. Da. Uh, voi acum uh, sunteți. A spune, trei, cu Otto, patru instructori da, sunteți Cu Cristi și cu Otto, suntem cu, cu dansul și Iudit este cu grupa mică cu partea de aerobic, de dans modern, de, de toate. Deci Iudit da. e, e... Îl mai invitați pe binecunoscutul dansator uh, sătmărean de origine, Marius Iepure. Păi cu Marius mergem la, Mer la cu Marius moneasa, mergeți. cu Otlile, da. Deci Marius este de-al nostru, este... este este al nostru. Deci, da. nu, cu Marius facem luna și ținem legătura, mai ales că era dansat Care și e la... Care cu lui acum, că era înainte cu Nu, cu otlile, cu, cu a, sud african cu... Da, 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 Afrika, da. da. Cristina a dansat patru da, ani. Da, de e alb, ce... am înțeles. Nu, nu e de culoare, așa e. <laughs> e de culoare. E de culoare? Da, da, da. Super. Sud din Sud Africa. Nu că am fost acum doi ani invitat de un sudmorean la nuntă, zice mireasa mea din Africa de sus și mă așteptam să văd o... nu, no, nu. No, nu, și era albă, știi, spre dezamăgirea mea, mă așteptam să văd o, o mireasă de culoare. Prima nuntă la care aș fi făcut muzica, mireasa să fie de culoare, da? No, să le asigur buna dispoziție. No, o și... este de culoare, dar se simte foarte bine la satul mare când vine. Deci copiii au îndrăgit-o foarte, foarte repede și s-au apropiat foarte mult de ea și își dorește să vină la statul mare întotdeauna, cum au timp, fiecare, mai ales că Marius Cotile, adică Marius a dansat și la emisiunea asta de, de în Germania cu, de superstar cu, în emisiunea da, da. de la RTL, deci Marius acum a intrat și în showbiz ăsta al televiziunii Uteni, unde, da. unde, încearcă și în carieră. Și e un loc. alt nivel, e și, uh, sunt și retribuțiile mai mari. Da, deci aici acum încearcă și pe partea financiară să încerce, deci am muncit pentru a ajunge aici și din punctul ăsta de vedere avem un respect foarte mare față de el pentru că totul prin muncă a reușit să realizeze, mai ales acest, acest da, bine lucru. Da, bineînțeles. Uh, privind în urmă, unde a fost o organizare mai bună la competițiile la care ați participat sau unde v-a plăcut mai mult? Bine, normal că concursurile... Că au fost multe. Au fost multe, fost am anulat de concursurile cele mai mari, campionatul, concursuri de nivel internațional. Normal că sunt cele mai bine organizate și unde și nivelul este foarte ridicat. Dar dacă luăm concursurile naționale, eu cred că satul mare este cu 5 clase peste toate concursurile astea care se organizează în prin zonă ca la baia spre plujul. Deci, deci nici nu se pot apropia de noi din acest punct de vedere. deci Mai ales au spus și acum cei care au venit de la București, că am avut cinci arbitri invitați de la București la acest concurs real. și au spus că la ce am organizat și la ce am arătat la această competiție au zis că era bine dacă și nivelul era puțin mai ridicat al perechilor. Deci să vină într-adevăr să vadă un concurs de nivel mult mai ridicat Și anul viitor ne-au promis că acești arbitri din București O să vină cu perechi de top La acest concurs din Satul Mare Și atunci și nivelul o să fie mai ridicat Pentru că este păcat la ce nivel Și ce organizare facem La Satul Mare Să nu avem și perechi de, de nivel foarte ridicat Da, bă, mi se pare normal Din moment ce sunteți La, la un nivel mai, mai Organizatoric sus ceva, Atât organizatoric cât și ca profesionalism pentru că voi antrenându-vă atâta servus, Florin. Da, poți să vii aici dacă vrei, nu e problema. Nu, nu e scris nicăieri că trebuie să stai neapărat la, la masa ta de birou. Uite, am și ziare aici. <gântu -i> Așa. Având în vedere faptul că e un prieten al nostru astăzi invitat, nu? Da. Voi vă antrenați intens. Eu văd asta că nu o faceți pentru bani, o faceți din suflet. O faceți din suflet, ați ajuns la un nivel pe care alții visează să-l atingă. Visează să-l atingă. Plus, am reușit să-mi dau seama că sunteți o, o, mare familie, dragi telespectatori, când o video a făcut 40 de ani, m-a invitat pe mine să întrețin -mi atmosfera. Eu am asigurat că, muzica acolo și am văzut că e genul de instructor iubit de copii, unde apărea el în mijloc să danseze, se strângeau pe lângă el, făceau zid, nu puteai să ajungi la el. Și dansau toți cu el, dar Ovi a demonstrat că are clasă și de mare dansator, nu numai de instructor. A tras până curgea apa aia, a fost udă, cămașa, dar nu s-a lăsat. A dus până în capăt. Da, avem, avem acum o grupă distracție. Deci avem <sus> foarte multe perechi, și mici, și mari, și părinți chiar foarte inimoși, care investesc foarte mult. Și am văzut timp că sunteți o mare familie, da, părinții s-au Și bani, copilul. deci nu este primordial partea financiară. Eu mă bucur dacă acești părinți reușesc să investească în copiii lor cât mai mult ca să fie cât mai buni. Deci da. asta, eu, asta îmi doresc foarte mult, la ei, pentru că nu este... Este foarte costisitor acest sport la un nivel deja unde tind să ajungă în aceste pere care într-adevăr fac de 5, 6, 7, 8 ani și dacă reușesc să investesc numai să facem deplasările acestea la concursuri, care tot sunt finanțate de părinți, deci da, efectiv este, este mare. foarte mare și atunci eu, eu asta încerc să, să, să atrag ca fort. să Bine, e greu cu sponsorii, pentru că oamenii cine nu cunoaște fenomenul nu te bagă în seamă. De, da. Mă duc la orice nu, a, dans sau orice alt sport, oricine poate să meargă și să ceară. Dar acești părinți, de adevăr și părinți cu potențial, unii dintre ei au și atunci reușesc să investească în copiii lor și asta mă bucură cel mai mult, când reușesc să, până la urmă, fiecare dă cât mai mult pentru copilul lui ca să fie cât mai, da, mai bun. Pe de cealaltă parte, în mare măsură e și medit, meritul tău, pentru că ai în tine spiritul ăsta pedagogic. Eu am văzut copiii te iubeau, asta înseamnă că nu ești ăla care urlă pe ei, îi ține sub tensiune, nu. Tu explici frumos și ăsta e un lucru esențial să, să reușești să convingi omul, să facă de bună voie, nu forțat. Da, aici trebuie să fie plăcerea de a veni la antrenament. Acești copii să aibă plăcerea de a veni. Da. Și atunci, normal, dacă au și pasiune și muncă și tot, atunci deja și rezultatele o să vină. Dar trebuie să aibă plăcerea de a veni. Deci de a nu veni cu teamă, de a nu fi forțat să vină la antrenament. Și asta începe de la nivel de 3-4-5 ani să încercăm să, să le placă. Tu... Să zic că întotdeauna... Mama, trebuie să mergem că avem da, dans da, Deci da, da, da. trebuie să ajung Da, când poate uită mama și nu da, mă duce Da, și nu, dar nu da. Deci deja când e, mâine, mâine când avem antrenament Deja, da. deci Bine, acum cu mea, nu mai ai probleme Că de dimineață până seara stau la sală Deci nu mai pot să-i fugăresc de la sală Că <laughs> ei deja vin și stau acolo toată ziua da. Nu tu, că... tu ai meritul de a fi închegat această mare familie Dragi telespectatori, ce am observat Și vezi foarte rar așa ceva E faptul că la el, la ziua lui de naștere nu s-a dansat separat, că la orice chef te duci unde două generații diferite, într-o parte dansează copiii, într-o parte adulții. Ai observat lucrul da, ăsta? Da, da. La tine, toți au fost în jurul tău, toți la grămadă, adulți, copii, nu s-a ținut cont de faptul de grupă de vârstă, de generație, de diferențe, de așa mai departe. Ăsta de în... a fost lucru esențial care m-a convins că sunteți o mare familie. Da, păi suntem pe grupe de vârstă, generații, unii sunt mai mici, deci să încercăm. Și să nu, rămân. și au fost toți împreună. Ăsta este da. un lucru esențial și distracția a fost la maximum. Deci, când munciți, munciți, când vă distrați, vă distrați da, Față de alții care muncesc la comandă Se distrează și la comandă Hați apocnic șeful din degete Acum trebuie să dansăm Nu, nu merge așa de, de aceea spun că e meritul tău Faptul ăsta că ai reușit Să faci copiii să vină din plăcere Nu din constrângere Ce e da. aici Sunt ai, deci copii foarte buni Deci am zis, din toate punctele de vedere De deci, cei care într-adevăr țin să facă atâți ani de dans sunt copii, copii, foarte talentați și harnici, deci asta bine, da. este și răzut, și a părinților, este și al nostru, deci este, este acest triunghi al bermudelor care... <laughs> Da, eh, dragi telespectatori, mulțumesc lui lui Ovidiu, iată cum trece, cât de repede trece Gabi, timpul să atunci când ești amenat într-o discuție plăcută Cu cine ține și seara asta, dăm e cuvânt. campionatul mondial Da, 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 da. hai să-ți arunc totul, ziarele să le ai acolo, dacă ne le citești bine, dacă nu, nu, nu. A sosit și uh, Florin Mureșan, invitat și el am vrut să vă la ceaiul de dimineață pe, pe canapea, vreau să vadă cum este, așa e? E mai comod decât la tine pe măsuță, <laughs> la măsuță Băi, e mult mai comod, bineînțeles. Zic cu campionatul. Hai că da, întrebăm pe, pe da, îl, întrebăm pe Ovi, cu cine ține seara asta, că sunt două meciuri mai mult decât interesante. Eu țin cu campionatul lui Bercea. Corect, cu mondialul. Franța-Germania și Columbia-Brazilia. Două meciuri uh, la campionatul mondial în sferturi, de la ora 19 și de la ora 23. Cu alea de la 23 am avut ceva probleme, dar alea de la 19 le-am cam văzut. Ovi? Favorit? Nu știu, eu, eu, cu Franța, țin. eu țin, tu... țin... Eu aș vrea să câștige din Europa o echipă. Deci nu țin neapărat. Ne plac echipele și Olanda și Germania, deci țin, țin cu echipele din zona noastră. Da? Dește de vedem cine și Belgia îmi place. Acum să vedem cine... Să vedem cine. Va. Întrebarea e dintre Brazilia și Columbia, că e un duel interesant. Interesant, da. 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 Columbienii deci... au avut un, un, un campionat foarte bun până acum și l-au dat pe acest Rodriguez. James să nu, Rodriguez. Fie o da, să nu fie o surpriză cine știe Columbia. Oricum, interesante meciurile și de azi și uh, cele de mâine. Poate cel mai dezechilibrat sfert uh, mâine, Olanda cu Costa Rica, dar și Costa Rica a arătat că poate să încurce echipele considerate a fi uh, puternice la acest uh, turneu final. Așadar, ultimele 8 uh, meciurile mai avem la Campionatul Mondial, 4 astăzi și mâine și apoi semifinalele și cele două finale, finala mare și uh, finala uh, mică. Legat de ce se întâmplă la Satumare mare în weekend. Avem mâine adunarea generală a Asociației Județene de Fotbal la ora 10 la sediul la Jf ului Va fi interesant din punct de vedere al faptului că vom avea în premieră o Liga 4 -a de elită. Vedem care vor fi reacțiile acolo și ce vor spune oficialii echipelor implicate în acest campionat. Rămâne de văzut cum va arăta țintarul, programul și noutățile care vor veni la nivel de fotbal uh, județean mâine, așadar adunarea generală la AJF mâine și poi mâine în premieră la satul mare uh, cel uh, turneu de jocuri scoțiene campionat mondial, sau campionat mondial de, de, jocuri scoțiene cu un scoțian până la urmă la, la Satu mare și uh, americani uh, da, cu americani, cu invitații lui Șoani Cortean uh, la Satu Mare și cu siguranță va fi Uh, un eveniment uh, care va atrage publicul sănătos, mai ales că și vremea uh, pare de data asta să țină cu -a plouat da, vi, la, vi, nu? a uh, plouat la la cel strongest man, acum uh, se anunță vreme frumoasă în weekend, normal că o să trec pe acolo, uh, sigur că o să încerc să văd ce se întâmplă, sunt curios și eu, n-am mai văzut. Uh, Au cu niște probe deosebire de spectaculoase uh, Strongest, Man am mai văzut Dar jocuri scoțiene, sincer nu, La televizor am văzut și eu deci, Da, la televizor, și pe Eurosport am văzut uh... Partea funny e că vor fi cu toți echipați Cu acele fuste Da, în da, <laughs> Și eu ziceam, Johnny în glumă, dar și el Nu s-a supărat, că dacă se supără, trebuie să fug Și i-am zis, bă, dar vă dau și sutiene ăștia Vă dau pantofi cu tocuri arătat, da, dacă toți sunteți în fustă <laughs> Și a început da, a să Mi-aduc aminte de, de o secvență din filmul Braveheart în care tot așa erau scoțieni braveheart da. da. Și la un moment dat erau cu kiltul și atacau englezii și s-au întors cu spatele și și-au și ridicat kilturile și le-au <laughs> le arătat, da. le arătat ceva la, la englezi. Sperăm să nu avem momente din astea super funny ca să nu le spunem altfel. Și legat de, de ce se mai întâmplă în sportul sătmărean, luptătorii au venit din cantonament voi o să mergeți în cantonament la Moneasa, luptătorii au venit din cantonament, au fost în Italia, la Torino, s-au antrenat cu loturile. Ungariei, Franței, Spaniei și Italia acolo de cadeți. Bravo lor! E un lucru deosebit să ai acest schimb de experiență. Iar din punct de vedere al Olimpiei, sigur, toată lumea așteaptă vești noutăți până să înceapă sezonul. Se știe că Cosmin Bode a fost anunțat oficial, încă nu a fost și prezentat ca antrenorul principal la Olimpia. Secundul lui se pare că va fi Ciprian Lupuț, un fost jucător la Olimpia în urmă cu mai bine de 10 ani iar Tibi va fi director tehnic la Olimpia, se va ocupa și de centru de copii și juniori, și de scouting, și de echipa mare, mai multă muncă administrativă, poate, pentru Tibi Cic, în vreme ce Mircea Bolba va ajunge la echipa a doua din nou a Olimpiei Satu Mare, că astea ar fi ultimele noutăți în ceea ce privește Olimpia, mai multe și luni seara, când după adunarea generală a ului o să avem cu siguranță amănunte și despre ce se întâmplă la echipa Fanion a județului Satu Mare. Cam atât, ne revedem luni seara la săptămâna sportivă, un weekend plăcut, toate cele bune! Îți mulțumim, Florine, iar acum, dragi telespectatori, Bancul Zilei, Iată două. Ministerul Educației a lansat programul RABLA pentru bacalaureat. Vii cu contestația, cu nota ta mică și nașpa, plătești o diferență și pleci cu o notă mai mare și frumoasă. Așa, e, cel de-al doilea și ăsta mi-a plăcut foarte mult. O doamnă citește mica publicitate, tâmplar, efectuez mici reparații la mobilierul dumneavoastră. Sună, îl cheamă pe tâmplar să localizeze și să repare un zgomot scriitor pe care l aude în casă, bănuiește că e de la mobilă. Acesta vine și întreabă cum se face că eu nu aud nimic. Păi nu e întotdeauna, domnule Tâmplari, e doar când trece autobuzul pe stradă. Și de unde l-au zis? Păi din dulapul ăsta. Aha, bun. Păi am să intru în dulap, închidem și ușa și când trece autobuzul o să-mi dau seama ce este. Zi și făcut. Doar după câteva minute vine soțul doamnei în grabă acasă să schimbe ceva, că avea o întâlnire importantă. Când deschide dulapul să-și ia un costum, dă postă în Și nu întreabă, domnule, dar tu ce faci aici? Păi dacă spun că aștept autobuzul, mă crezi? Dragele, Asta, crezi? da, mă, Gabi, mai, mai era unul. Totuși, dacă au fost întâlnirile de 10-20 de ani, și că întâlnirea de 10 ani să dă anunț. Clasă, zice, mergem, unde mergem? Păi la restaurantul Lois, de ce? au căierărițe frumoase cu sânii mari, ok, întâlnirea de 20 de ani, unde mergem? Păi mergem la restaurantul Lois, de ce au mâncare bună, foarte multă. Unde mergem la întâlnirea de 30 de ani? Păi la restaurantul Lloyd's. Bun, dar de ce? Păi au, ne fac și mâncăruri dietetice, un, muzică bună. Unde mergem la întâlnirea de 40 de ani? Păi mergem la Lloyd's. Da, la Lloyd's, da, de ce? Păi, zice, pă, au și rampă din aceea că poți să mergi cu scaunul de rotile, cu rotile. În întâlnirea de 50 de ani. Unde mergem la, la, restaurantul Lloyd's? Da, de ce? Zice, păi acolo n-am mai fost niciodată. <laughs> <laughs> foarte tare. Uh, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire pe mâine după masă la Aquastar, la campionatul mondial al jocurilor scoțiene. Eu voi fi prezentatorul, maestru de ceremonii, mi s-a făcut această onoare să fiu invitat. Iar seara, mâine seara, vă dau o întâlnire la zilele orașului Livana. Așa cum a spus, seara de vineri mi-a fost făcută onoarea de a fi invitat să susțin discoteca în aer liber. Da, nu uitați, sosește Lora și Bikini duminică, tot la zilele orașului Livada. Și duminică, finala la campionatul mondial a jocurilor scoțiene, tot la Aquastar. Finala se va desfășura după masă de la ora 15. Veniți să vedeți ce n-a văzut Parisul, da, Sătmarul Sunt DJ Gabi, vă doresc un weekend frumos, ne întâlnim luni dimineața la 7 fix pe Norvest TV. Bye bye!